Consilierii locali din opoziție l-au criticat în ședința de ieri pe primarul Devei, Florin Oancea, pentru că nu și-a cerut scuze față de cetățeni cu privire la ștrandul municipal închis pentru câteva zile, deoarece era pusă în pericol sănătatea devenilor. Faptul că Florin Oancea nu a catadixit să le ceară scuze cetățenilor demonstrează și o lipsă de responsabilitate și de respect față de deveni, știut fiind faptul că serviciul de administrare a ștrandului este în directa subordonarea primarului. În plus, dacă nu știe ce fac subordonații săi, înseamnă că Oancea nu mai deține controlul în primărie. Atitudinea primarului Florin Oancea, care, din nou, dă răspunsuri oficiale total deplasate pe Facebook, nu a rămas netaxată de consilierul Lucian Mara. Îmi pare rău că persoana care conduce instituția, domnul primar, nu este aici pentru că dumneavoastră a ieșit cu primele mesaje publice și mie mi se pare absolut iresponsabil ca instituția primăriei Deva să, în primul rând, să nu-și ceară scuze devenilor pentru acele deficiențe care au fost dovedite, descoperite de organele de control ale statului. În primul rând trebuia să-și ceară scuze. În al doilea rând, este iresponsabil să minimizezi acele probleme, spunând că sunt deficiențe minore, când una dintre acele deficiențe este depășirea de câteva ori a cantității minime, maxime, mă scuzați, de clor din apă, ceea ce pune în pericol sănătatea oamenilor și mai ales a celor sensibili, mai ales a copiilor. Este iresponsabil să minimizăm aceste deficiențe, să spunem că era ceva minor și am rezolvat depozitarea. Și în al treilea rând, instituția primăriei Deva, pentru că este reprezentată de domnul primar, nu înțelege democrația, sistemul democratic. În democrație, orice cetățean nemulțumit are dreptul legal de a reclama unele lucruri. Doar în anul 89, dacă erai nemulțumit, luai bătaie de bani. Nu se mai întâmplă lucrurile astea, deși cred că primăria, dacă ar avea uneltele necesare, ar face și lucrul ăsta. Pentru că niște declarații... Nu. Am citit declarația domnului primar, în care, în loc să-și ceară scuze, în loc să rezolve problemele rapid, s-a început cu o serie de jigniri și atacuri la adresa unui cetățean. Nu contează cine e, politician, e dintr-un partid, e un competitor meu politic până la urmă. Nu are asta importanță. Timp de două zile, cât ștrandul a fost închis, oficial a fost închisă și gura celor din primărie, de la Vlădică la Opincă. În cele din urmă, primarul a dat o replică pe Facebook-ul personal, nu pe cel al primăriei, în care îl jignește pe deveanul care a sesizat neregulile de la ștrand, după care abate atenția asupra gravității problemei, lansându-se noi promisiuni electorale, sperând că va fi reales șef al urbei. Citat. Și vă anunț cu această ocazie că am demarat studiul de fezabilitate pentru noul ștrand, pe amprenta celui actual, care va fi o adevărată bijuterie. Lucrările vor începe în toamna lui 2024, după alegeri. Închei citatul. Devenii s-au săturat de promisiuni neonorate. Potrivit presei locale, primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anunțat că în data de 12 iunie 2019, adică în urmă cu 3 ani, a fost depusă la Compania Națională de Investiții documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică și auditul energetic pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Au trecut 3 ani și nimic. În urmă cu câțiva ani, primarul anunța și începerea lucrărilor la sala polivalentă. Tot nimic și în acest caz. Iar exemplele promisiunilor făcute doar de dragul voturilor pot continua cu Spitalul de Îngrijiri Paliative din Deva. Și la această investiție s-a dat startul, după cum spune Oancea, în 10 martie 2021. Dar... tot nimic. Cea mai nouă promisiune este cea cu noul ștrand. De data asta, pe primar nu l-a mai luat gura pe dinainte din punct de vedere al termenului. E promisiune pentru campania din 2024.